astăzi la deschiderea unui școlar de la Colegiul Național Sătu Sava, tras de mânecă de un părinte. I-a cerut ministrului să refacă plasa ruptă a porții de fotbal. Atmosfera a devenit ușor tensionată. Sorin Câmpeanu a chemat în grabă conducerea unității de învățământ. Ministrul i-a cerut directorului să refacă plasa ruptă în cel mult 3 zile. A adăugat că va trece personal în această săptămână să se asigure că problema e rezolvată. Iată momentul. Cine îl cheamă pe doamna director? Eu nu vreau acum să te apucați să tăiați capete. Vreau doar capete, vreau să rezolvăm problema. Vreau să rezolvăm. Uitați-vă ce e aici. Vă cheamă cineva? Chemați-o din cancelarie. Încă nu suntem cu lucrările terminate. Deci mai director. Da. 3 zile se înlocuiește tot acest panou de plasă. Da. Nu este confort. Știu. Deocamdată terminasem ce este în interiorul școlii. Da. Săptămâna aceasta voi veni împreună cu colegii de la presă și vreau să văd absolut pe tot înlocuit. Săptămâna asta.